Prin octombrie 2017, Ministerul Agriculturii, optimist și încrezător, lansa campania de informare și promovare a consumului de carne de oaie denumită Alege Oaia. Pe de altă parte, se știe că în consumul intern prețul se triplează pe drumul de la fermier la vânzător. Samsari dictează tarifele atât pe piața internă cât și la export. Colegul meu, Marius Mile, a stat de vorbă cu un crescător de ovine din localitatea Baia, județul Tulcea. Urmăriți interviul, mulți dintre dumneavoastră se vor regăsi în el. Este mai bine, dar uneori, ani anteriori, a fost cam blocaj, vreo 3-4 ani de zile. Anul ăsta se simte altfel. Piața e cerere. S-au mai deschis ceva pieți, tot spre Orientul Mijlociu. Piața internă încă nu e cerere ca să poți să te axezi, să zici că faci ceva la intern. Am mai vorbit și anterior că eu mă apuc de un abator. Acum deja lucrăm, începem lucrările. Și până atunci încercăm să intrăm și noi în piețe, diferite piețe cu carne. Vedem, la ora actuală lucrăm pe Orientul Mijlociu mai mult, export. Exportăm, anul ăsta am exportat foarte mult și în Grecia, cu Paștele, și acum văd și după Paște avem iar cereri. Italia mai mers și Orientul Mijlociu la ora asta încărcăm la Iordania. Iordania am încărcat vreo două vapoare, deci avem constant la 15-17 de câte un vapor de 15.000 de capete. Prețul este pe măsură? La ora asta prețurile stau mai bine față de, azi, față de alții ani. Că, deci vă dați seama, când a început primul miel, a apărut în martie, a început la 12 lei. Acum a ajuns undeva la 9 lei. Cred că în vara asta stăm aici, între 8 și 9 lei. Este un preț acceptabil, zic eu, în funcție că nu suportă nici piețele externe un asemenea preț mare. Vă dați seama că dacă ajunge 12 lei cu cheltuieli de transport, cu astea, ajunge mielul la 5 euro. Nu poate face față prețul pe piața externă, e foarte mare.